Tânăra are 20 de ani, este din Pitești și circula cu 70 de km la oră pe un drum îngust de pe marginea canalului de fugă al râului Argeș. Mașina s-a răsturnat de 3 ori și apoi a căzut în apă. Incidentul s-a petrecut chiar sub ochii unor angajați de la o firmă de construcții din zonă. Ei au fost cei care au sărit să o salveze și au anunțat autoritățile. Am pus cara, am ajutat-o să iasă de mașină și am ridicat-o pe mână. Era panicată? Puțin panicată. V-a spus ce s-a întâmplat? Da, că a venit, a derapat mașina și a intrat și s-a dat de 3 ori peste cap. Cred că și drumul e de vină, că nu, au mai scăpat vreo 2-3, nu e prima. Tot tânăr în vârstă de 20 de ani, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a părăsit partea carosabilă și a intrat cu mașina în canalul de fugă. Urmarea incidentului nu a rezultat victime. Pentru a scoate mașina din apă a fost nevoie de un utilaj de care pompierii au legat cordeline. Nu a fost o intervenție foarte dificilă. Detașamentul de pompieri Pitești 2 a fost solicitat să intervine pentru scoaterea unui autoturism din canalul de fugă. În momentul în care am ajuns la locul intervenției, șoferița nu mai era în mașină, se autoevacuase. Cei care lucrează în zonă spun că tânăra a avut noroc. Apa nu era adâncă pentru că nu fusese uzinată. Altfel, debitul ar fi crescut și odată cu el adâncimea cu cel puțin 2 metri. Tânăra are doar câteva răni minore și a fost dusă cu ambulanță la spital pentru investigații.